Ia, zic că aveți un challenge sau ce aveți? Un challenge, da, un challenge pe TikTok. Așa, challenge pe TikTok? Nu, că sunteți exact ca în vremurile bune. Aproape un refren ați scos acum. Nu, n-am fost niciodată așa în vremurile bune. Acum suntem bine. Dan, că tu nu acum știi. Suntem bine. E adevărat, abia acum sunteți bine. Asta mă și pregăteam să vă întreb. Nostalgia sună ca și când, știi, îți aduce aminte cu duioșie de niște momente. Dar voi atunci v-ați fi jupuit? Adică nu prea există nostalgie, sunt doar niște... Mă, nu știu dacă, sau... acum nu putem să generalizăm, au fost momente, au fost, adevăr, și dacă mă întreb personal, îți voi spune că au fost, și tu știi despre ce vorbesc, știu, au fost doar niște chestii acumulate din cauza stresului, da, au mă, și foarte, mici, foarte multe concerte, pe de altă parte noi asta ne și dorisem, adică noi ne-am dorit să ajungem în fața publicului, să avem spectacole, să ne iubească oamenii și chestii de genul ăsta, doar că eram mult prea mici pentru a manageria niște situații. Foarte important că atunci când ne-a fost greu, și țineam să spun lucrul ăsta, întotdeauna am fost alături. Chiar și în perioada în care nu vorbeam. Una de cealaltă, iar ea în special, atunci când mie mi-a fost rău și când am fost în spital și când am trecut prin perioade amoroase mai triste, ea a fost alături de mine cu toate sfaturile și cu tot sufletul. Ceea ce foarte important. Contează. Adică atunci când ne era bine, poate nu vorbeam, că eram ocupate, cu atât mai mult, solo, cu atât mai așa, mult, da. Dar atunci când a fost rău, chiar dacă nu vorbiserăm poate de 3 luni, 5 luni, 6 luni, a pus pe telefon și m-a sunat și mi-a zis, sunt alături de tine, cu ce poți să te ajut, sunt aici cu tine. Și e foarte important să ați știi lucrul ăsta. Ați crescut împreună, mă. Da. La urmă, așa ar fi trebuit așa să, vă, să fiți, așa ca asta două a fost, surori. Exact, și asta a fost și raționamentul meu în momentul în care am ales-o pe Andreea Nașa Siene, pentru că mi-am dat seama că voiam sau nu voiam, cu bune și cu rele, Andreea a făcut parte din și familia exact, mea. Și omul trebuia care te cunoștea rămână, cel mai bine. Exact, după... și trebuia să rămână în familia mea. Și atunci am... O să luăm și publicitate. S-a terminat bine. S-a terminat, da. S-a terminat emoționant, așa, ca luna cadourilor. Mai facem noi sincrom pe aici, mai... Cu visul american se mai întâmplă ceva? Tu te mai întorci acolo? Ai vreo... Eu, da, dar în ultima perioadă am tot avut proiecte în România și... Adică ai de gând să te întorci? Am de gând să mai merg prin state, da, bineînțeles. Dar nu să rămâi. Dar nu să rămân acolo pentru o perioadă mai lungă de timp. Am de gând să merg așa, pe perioade scurte. Chiar așa cum mă gândeam în perioada sărbătorilor să mergem acolo împreună cu Siena. Ar fi frumos, deși e foarte frig. E primul an în care nu sunt concerte și... Și nu ultimul. Da. Să sperăm că e ultimul. Ce ai dăți una?